așteptăm un pic de liniște ca să putem să vă comunicăm. În primul rând, dați-mi voie să ne cerem scuze că am spus o oră și am venit la altă oră, dar, sincer, a fost foarte complicat, ținând cont de faptul că au fost foarte multe coruri, comisia a vrut să fie foarte obiectivă și tot ceea ce va rezulta acum în anunțul nostru a fost intens dezbătut, așa că ne cerem scuze că a trebuit să stați să ne așteptați atât de mult. Nu voi lungi cuvântul foarte mult. Во-первых, просим прощения за задержку. Перед жюри стояла сложная задача сегодня. Было много дискуссий, поэтому была эта задержка. Astfel că voi trece repede la rezultate, dar știu că mai lungim puțin, dar mi se pare firesc ca în fața dumneavoastră să vină acum comisia care a dezbătut ceea ce s-a întâmplat și să le mulțumim pentru prezența aici alături de noi. Vă invităm alături de noi. Далее хотим пригласить на сцену наше жюри. Și dați-ne voie ca în numele nostru al organizatorilor, dar și al dumneavoastră, să mulțumim comisiei printr-un gest simbolic din partea noastră, o diplomă de recunoștință și un buchețel cu flori simbolic. Deci mulțumim doamnei Paula Selling pentru prezența în cadrul festivalului Darul Muzicescu. Позвольте нам от имени организаторов и от вашего имени подарите жюри скромные подарки и дипломы, и благодарим всех членов жюри, и особенно Паулу Селинг, знаменитую румынскую певицу. De asemenea, mulțumim doamnei Elena Marian, președinte al Asociației Muzicale Corale din Chișinău, Republica Moldova. А также благодарим госпожу Мариан из Кишинева. O voi lăsa la urmă pe Ana și vă spun de ce după aceea. Îi mulțumim domnului sau maestrului Voicu Popescu, dirijorul corului Radio București, pentru că în fiecare an răspunde pozitiv invitației alături de corul domniei sale. Le mulțumim că sunt permanent alături de noi și ne sprijină în organizarea și în desfășurarea festivalului. Также благодарим господина Voicu Popescu, дирижер детского кора радио, который каждый год нас поддерживает. În mod special am lăsat-o pe Ana la urmă pentru că împreună am încercat să organizăm un concurs care poartă titlul Programului Național Cantus Mundi, un program pe care Corul Național de Cameră împreună cu Ana Ungureanu și echipa sa încearcă și a reușit, recunosc că a reușit în câțiva ani de zile să aducă în România, să formeze mai multe coruri, să înființeze, să sprijine dirijorii și arta corală în special. Mulțumim, Ana, pentru fiecare clipă pe care o petrecem împreună aici, la alături de noi, la Iași. Также благодарим госпожу Ana Ungureanu, dirijor Национального хора Мадригал. Și dați-ne voie ca împreună Asociația Iubire și Încredere și Programul Național Cantus Mundi, să oferim celor care au participat astăzi aici alături de noi binemeritatele distincții și premii pe care sigur le-ați așteptat foarte, foarte mult. Voi trece direct la anunțul premiilor și voi începe cu categoria corurilor mai mici, să spunem, în care copiii se încadrează între 6 și 10 ani, pentru că sunt două categorii care cu certitudine au participat astăzi la secțiunea Cantus Mundi. Și aș începe cu diploma de participare pentru corul Valurile Dunării, Casa de Cultură Municipiul Brăila. Îl invit aici pe domnul dirijor alături de noi. Позвольте нам начать с детских хоров, возраст 6 до 10 лет. И сейчас вручаем диплом хора Валурле Дунари
волны Дуная из города Браилы, Румыния. Felicitări și aș dori să vă anunț că toate corurile din partea corului Madrigal și al programului național Cantus Mundi vor primi în felul următor: o plachetă, o diplomă și un pian portabil, dragilor, că știm că aveți nevoie pentru repetițiile voastre. Felicitări tuturor! Позвольте уточнить, что все коры примут три подарка: диплом, макет и портативное пиано. Mergem mai departe la secțiunea 6-10 ani, unde avem premiul al doilea pentru corul Flori de Mai al Liceului de Artă Regina Maria Alba Iulia, dirijor doamna Flora Cristina. O invităm aici alături de noi. Второе место в разделе от 6 до 10 лет получает хор «Цветы мая» из города Алба Юлия, Румыния. Mergem mai departe la premiul întâi, suspans. Ia să vedem cine a luat premiul întâi la categoria 6-10 ani. Corul Angelii Iași. Vă așteptăm aici, domnul dirijor Ovidiu Manolache. Первое место в категории 6-10 лет присуждается хору «Ангели» из города Яс. La această categorie, 6-10 ani, mai avem un premiu. Pentru că așa a decis comisia și mi se pare normal, totul a fost extraordinar de transparent și vom anunța premiul întâi pentru corul Xingguang School Choir, China. В этом разделе есть еще одна премия. Так решила наша жюри. Также первое место хору из Китая. Da, îi felicităm pe toți cei care au participat la această categorie. Поздравляем всех участников, которые участвовали в этом разделе 6-10 лет. Și vom merge mai departe la categoria 10-18 ani. И дальше идем к разделу 10-18 лет. Diplome de participare avem către corul Sunetul Muzicii, corul Școlii Gimnaziale Secusigiu Arad, dirijor Zaharia Alexandru. De asemenea, diplom участие предоставляется кору из города Arad, România. De asemenea, și pentru corul Liceului Teoretic Gheorghe Lazar, Peicica Arad, același dirijor Zaharia Alexandru Daniel. Также лицея Gheorghe Lazar из того же города Arad. O altă diplomă de participare, mulțumesc, haideți să fim puțin respectoși față de toți, pentru că știu că nu mai aveți răbdare, dar dacă mă lăsați să vorbesc repede, terminăm repede. Vă mulțumesc. Se poate? Mulțumesc.
O altă diplomă de participare se acordă corului Sfânta Teodora de la Sihla, școala gimnaziară Albeș Botoșani, părintele Baciu Alexandru. Vă invităm aici. Еще один диплом участия вручается хору Сфинта Теодора де ла Сихла из города Албешт, Румыния. De asemenea, o altă diplomă de participare se acordă corului Crescendo din Bălți, Republica Moldova, dirijor Tatiana Trocin. Также диплом участия вручается хора Crescendo из города Бэлц, Республики Молдова. Есть дамна Трочин? Госпожа Трочин есть в зале? С аплодом. Și ultima diplomă de participare se acordă corului național junior de la Colegiul Național din Iași, Antoaneta Lucian. И последний диплом участия вручается хору Национал Жуниор из города Яс, Румыния. Voi trece mai departe pentru că timpul trece și știți că mai avem destul de multă treabă pe ziua de astăzi, este doar prima parte a zilei. Vom avea o mică repetiție după premiere cu toți cei din sală, după care ne vom revedea în această seară la concertul Cantus Mundi din grădinile Palace, așa că multă răbdare, vă rugăm. Mergem mai departe și vom anunța trei mențiuni la această categorie 10-18 ani. Mențiunea cu numărul 3 se acordă corului Ding Dong de la Colegiul Național Unirea, Angel Salini Focșan, Ana Maria Rusu. Идем дальше. У нас есть три диплома за участие третьей категории. И первое идет к Ding Dong, город Focșani, Румыния. Mențiunea cu numărul 2 se acordă coralei Glasul Îngerilor, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Buzău, doamna Marin Elena Lucia. Второй диплом хору Glasul Îngerilor из города Brăila, România. Buzău. Avem o mențiune cu numărul 1, sau mențiunea întâia, care se acordă corului Fantezia, Ternopol, Ucraina, Timchenko, Tatiana. Diplomul участия номер 1 вручается хору Фантезия из города Тернополь, Украина. Bun, și trecem la premiul al treilea, pentru categoria 10-18 ani, care se acordă corului Lia Ciocârlia din Chișinău, Moldova, dirijor Svetlana Istrate. Третье место в категории 10-18 лет вручается хору Лия Чокрлия из города Кишинев, Республика Молдова. Trebuie să vă spun, să vă mărturisesc faptul că sunt mai multe premii decât ne-am fi imaginat la începutul concursului, astfel că mai avem un premiu al treilea, care merge către corul Angelii din Iași, aparținând asociației Angelii, Asociația Muzicală Angelii. Deci premiul al treilea. Также должны вам сказать,
потому что у нас есть еще несколько премий. Есть еще одно третье место, которое вручается хору «Анджели» из города Яс, Румыния. Mergem mai departe și anunțăm premiul al doilea. În concursul de astăzi, premiul al doilea a fost obținut de corul de copii Amadeus, Crivoi Rog, Ucraina, dirijor Svetlana Grebeniuc. Второе место вручается хору Amadeus из города Кривой Рог, Украина. Bineînțeles că urmează premiul întâi și avem și o surpriză, pentru că la fiecare ediție de festival vrem să oferim un premiu special, dar imediat vi-l anunț. У нас есть, кроме первого места, еще один сюрприз, и в каждом выпуске нашего фестиваля мы стараемся сделать такие сюрпризы. La categoria coruri de copii vârsta 10-18 ani, premiul întâi a fost obținut de corul La Stivka, Kiev, Ucraina. Первое место вручается хору La Stivka из города Киева, Украина. Da, și a venit momentul să vă anunț faptul că și anul acesta Festivalul Gavril Muzicescu, ediția a cincea, va oferi marele premiu. И пришёл момент, когда надо вам сказать, что главное Va oferi marele premiu. Кто получит главную премию? Nu poate fi decât corul La Stivka, Ucraina, Kiev, doamna Oksatir. Felicitări pentru marele premiu al festivalului! И главный приз фестиваля идет хору La Stivka из города Киева, Украина. Asta înseamnă faptul că la toate categoriile de concurs unde au participat corurile, cel mai bun cor din acest concurs a fost La Stivka. Это означает, что эта премия за самый лучший хор, который участвовал во всех разделах фестиваля. Astfel că ne rezervăm, să spunem așa, surpriza ca în cadrul galei festivalului să primiți acel mare trofeu. Gala festivalului. В нашей гала фестиваля вы Duminica. Когда vor primi marele premii. Это будет в воскресенье завтра. Вы получите эту премию. Felicitări.
Aș vrea să dau cuvântul puțin doamnei Ana Ungureanu, ținând cont de faptul că suntem parteneri în organizarea acestui concurs și în manifestările care au loc în cadrul festivalului. Dați-mi voie să vă întreb ceva și după aceea să vă enunț ceva. Vă place să cântați în cor? Mie nu mi s-a părut așa de convingător. Haideți, vă rog, demonstrați-mi că vă place să cântați în cor, împreună. Do you like singing in choir? Ok, thank you very much. Mulțumim foarte mult tuturor celor care au făcut posibilă această zi și nu numai această zi, ci toate zilele frumoase din Festivalul Gabriel Musicescu. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență. În următoarele minute încercăm să cântăm împreună pentru prima oară trei piese, da? Vă spun imediat care. Este o repetiție generală pentru concertul de mâine. Mi-aș dori... În acest moment nu suntem așezați pe voci, dar suntem așezați pe coruri, nu-i așa? Uitați. Ok. Să le traducă celor din Ucraina. Da? Deci facem repetiție generală cu trei piese. Сейчас предлагаем всем участникам фестиваля спеть три песни, и сейчас делаем первую репетицию. Aș dori să vină un pian... Nu ne mai trebuie un pianist. Nu ne mai trebuie. Pregătim piesa Luncile s-au deșteptat. Приготавливаем песню Luncile s-au deșteptat. Pregătim piesa lui Carl Jenkins. Также песню Карла Дженкинса. Cantus in Equalis. Cantus in Equalis. Și imnul Cantus Mundi. И гимн Cantus Mundi. Ok. După aceea ne vom vedea la scenă cu toate corurile la ora 6. После этого мы увидимся на сцене со всеми хорами в 6 часов. Dar până atunci, haideți să cântăm împreună să vedem cât de frumos va suna diseară. Но до того, давайте споем вместе, чтобы посмотреть, как это будет звучить вечером. Începem cu piesa Cantus in Equalis. Начинаем с песни Cantus in Equalis. Să dau eu tonul. Da, o să-mi trebuiască un pianist acolo. Totuși, cineva trebuie să ne ajute la pian. Pianistul unui cor. Da? Mulțumim. Până vine pianistul, să nu pierdem timpul, o să cântăm imnul Cantus Mundi, vă rog, da? Să fim super eficienți. Dată voi, când vine pianist, будем петь Cantus Mundi, гимн Cantus Mundi. Vă dau eu tonul. Vocea întâi, suntem zorii de zi. Vocea a doua, suntem zorii de zi. Vă rog, da? Poftiți, vă rog, cu atenție. Încercăm să cântăm.